Cred că am intrat în atmosfera concertului de pe 24 septembrie de la Arenele Romane, am ascultat Intelligent Music Project și tot acolo Trooper, un concert important și pentru ai noștri, 20 de ani de la albumul de debut, iar alături de mine astăzi Alin Dincă și creatorul proiectului Intelligent Music Project, Roni Romero, Alin Dincă, vocea Trooper, Ronnie Romero, muzica tocmai ce am ascultat-o, Intelligent Music Project și o să încep cu elementul de noutate, dialogul nostru. Hello, bună ziua mai întâi! Hello. <laughs> Așa, acum cu eu Te aud și pe tine. Yes, hello. Da, minunat. Uh, o să încep cu elementul de noutate acest proiect ce va urca în premieră pe o scenă din România, Intelligent Music Project. Cum adică inteligent? How is that? Why is intelligent? What? Yes. It's because uh, you know normally in in rock music uh, we, the people they tend to think that rock, rock and roll is only for fun, you know, multe mm cazuri lumea -hmm. tinde să creadă că rock and roll este vorba numai despre partea asta de distracție. But uh, we really believe that uh, through the music we can we can bring some something important to say to to the people, you know. Dar noi credem că prin muzică putem să aducem și niște lucruri foarte importante pe care să le spunem oamenilor. So that's that's the the main reason why uh, we do music with intelligent music because is all the songs you can see in the lyrics written by Dr. Milan Braveski, or by me. Mm -hmm. uh, recently, uh, we are trying to give uh, a message to, to the people about, especially about the, the circumstances of Europe nowadays. Tocmai de asta puteți să observați foarte ușor dacă citiți versurile Intelligent Music Project că acolo încearcă să se transmită un uh, mesaj indiferent că versurile sunt scrise de Ronnie sau de Milan, uh -huh. Milan um, și mai ales acum în perioada asta în care știm cu toții ce se întâmplă în Europa și nu numai. Yeah, um, a message of especially a message of hope and and, and to say that everything is going to be okay. I think as uh, musicians we have a, we have a responsibility ca muzicieni avem o responsabilitate să transmitem un mesaj uh, important și noi încercăm să aducem un mesaj de speranță, să spunem că totul o să fie bine. Da, totuși Intelligent Music Project, un proiect format în 2011 cu ceva timp în urmă, iar în componența acestui proiect găsim muzicieni ce au strâns experiență fiind parte din trupe rock importante ca Rainbow, Toto, Asia sau Black Sabbath. Cum de nu am auzit foarte multe în România despre asta. Why Intelligent Music Project is not so so very well known here in Romania because there were some some very very big musicians. Well, uh, 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 Dr. Milan Braveski, who is the, actually the, 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 f the former and, and the f founder of the band, he was just you know uh, doing he's a, he's, a, he's a medical doctor so mm -hmm. he was doing music <laughs> just for fun and because he's a good songwriter. Mm -hmm. and uh, he, you start to count of uh, very very well-known musicians like Simon Phillips from Toto, people from Ash as you say, you write heap. And but he was doing in a very local uh, way, just mm -hmm. in Bulgaria, just for friends, and and suddenly when I came into the band, uh uh because of my name doing the shows with Rainbow, uh the people started to to get more interest uh, but I'm talking about the last two years. Milan a pus bazele formație acolo în Bulgaria, el este medic, și acum o să fac eu o paranteză, este un medic uh, foarte cunoscut și personalitatea anului. Da. În Bulgaria este filantrop, face o mulțime de lucruri. El a făcut treaba asta de distracție, pentru că meseria lui principală este, este medicina. A adus o grămadă de muzicieni importanți, alături de care a compus, a înregistrat, a produs și așa mai departe, iar lucrurile s-au întâmplat acolo, local. În momentul în care Ronnie s-a alăturat, când a fost chemat să se alăture proiectului, prin faptul că vine din Rainbow și că are un trecut puternic, se pare că interesul a crescut brusc și lucrurile au început să se extindă. A fost în, Bulgaria? How was it for you to play in a project uh, um, who was made special for uh, for Bulgaria? Well, uh, as I always say, and we talked about this many times, uh, the the Eastern European countries for me uh, it feels very familiar because it's very similar to, for example. The, the Latin America countries like in Chile where I was born, so I was not, I was not, uh, it was not strange for me to go to Bulgaria or actually to live in Romania like I'm doing now. Da, nu este ceva special pentru el uh, să locuiască în România sau să meargă în Bulgaria, țările din Europa de Est spune că se aseamănă foarte mult uh, și cu Chile, țara în care el s-a uh, născut și se pare că. bine de Yeah. So so the, the, the only thing that it was different is is the music style because this is more is really out of my comfort zone, you know, and it's, it's not heavy metal, it's not rock music, it's something else that there is more elements and and obviously I was interested because it takes me out of my my comfort zone, let's say, but uh, that was the most inter interesting thing to to do. Stilul muzical a fost singurul lucru ceva mai diferit pentru că nu e nici heavy metal, nu este nici rocul melodic pe care îl cântă el. L-a scos puțin din zona de confort, dar asta a reprezentat cea mai mare parte de interes pentru noi. Am ascultat înainte de, de acest dialog o piesă numită Intention, o piesă care a participat în 2022 la Eurovision, în Bulgaria. România nu știu dacă va avea în curând o piesă rock la Eurovision, nu știu dacă Alin ne poate ajuta aici, dar uh, cum a fost pentru Intelligent Music Project să participe la Eurovision? How was it for Intelligent Music Project to be part of this project Eurovision? Um to represent Bulgaria. Well, it was an experience, let's say. It's <laughs> an <laughs> <laughs> experience as a whole. We all know that Eurovision is not is not a uh, environment for for rock music. Mm -hmm. You know, it's sadly, no, yeah, no it's, este, it's not for rock music. That's pretty clear. No a uh, uh, very good for music. And also, not, not also on the in the music side, um, even even some other issues uh, culturally and mm -hmm. because of the society, uh, the target for Eurovision is not for. Uh, Male heterosexual uh, rock musician, you know, let's say. <laughs> uh, da. <He> <laughs> de, de, de fapt, Eurovisionul nu prea este despre muzică. Asta uh -huh. așa ca să mă bag și eu. Și într-adevăr nu pentru musolici heterosexual care cântă rock. <laughs> uh, da. But uh, we took it as an experience uh, and, and obviously the chance to to be in front of a big audience. Uh, trying to spread the the message we were talking before on on the lyrics you know and and to show our music so for us it was a uh, it was uh, it was very cool to be there and 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 we got a lot of uh, good feedback actually we didn't make it to the finals mm -hmm. but all the people they were like uh, uh, you should be in the final because it was the best performance on the day we played and but suddenly there were some other factors that they we couldn't we couldn't pass through so Da, au fost niște factori pe care n-au putut să-i depășească și n-au ajuns în finală, însă important este că au mers acolo pe scenă, au avut un public foarte numeros din toată lumea, au reușit să prezinte muzica lor și bineînțeles mesajul despre care vorbeam la început. Dacă despre trupări, știu că există piese suficient de lungi cât să nu ajungă orele de concert. Despre Intelligent Music Project nu știu foarte multe. Ce veți prezenta pe scena de la arenele romane și în ce componență? Tell us uh, something about uh, what uh, you'll play on the stage at Bucharest, and tell us something about your colleagues in Intelligent Music Project. Mm. Well, the band is formed by uh, all Bulgarians musicians besides mm -hmm. me. A great drummer Stunji, who was representing Bulgaria in Eurovision three times already, counting this year he was before a couple of times. Um, uh, the guitar player is one of the best guitar players in in bulgaria. he, just, he used to play with a, with a rock uh, female singer called uh, lili ivanova. Mm -hmm. um, he's a great guitar player and the rest of the guys are great. Um, and is uh, like the main band since at least five years ago. so i am the new guy, let's say. formula actuală în afară de Roni cântă împreună de cel puțin 5 ani. Uh, Roni este <laughs> cel mai nou acolo, el este nou venit. Gitaristul se pare că e unul dintre cei mai buni din Bulgaria și a cântat înainte într-un proiect cu o solistă rock pe care am uitat cum o cheamă. Uh, Lili Ivanova. Lili Ivanova. Yeah, she is very famous in Bulgaria as well, uh -huh. celebrity and you know, it's a, a it's a great band and and then we have already seven albums. Wow. um I take part in the last three of them mm -hmm. and, and, and actually the most recent album we just released uh, last july um, I am also taking part of the songwriting process that something never happens before in the band and uh, and now we, uh, we what we are doing because we we did some shows in Bulgaria already um, we are we are doing <coughs> um, songs from the last four or five albums but especially the new one uh, uh, the album is called unconditioned and um a, yes there is two songs that i wrote for mm -hmm. this album and um, yeah it's a weird we try to to take advantage on the uh, eurovision experience in terms of production of the show so mm -hmm. people will see a pretty similar production that they saw in our Eurovision, uh, performance, it be in the show. Au înregistrat șapte albume până acum, vor cânta la București piese de pe ultimele 4-5 albume. Uh, pe cel mai recent material, Roni a și compus două piese. Este pentru prima oară când Milan acceptă și compozițiile altor muzicieni pe album. Și asta, cred că, spune e multe. mi de că, doctor, da. Înseamnă că a făcut Roni ceva treburi bune pe acolo. Uh, și vor să profite un pic de experiența asta Eurovision, de valul Eurovision, de faptul că mulți oameni au văzut și Uh, să păstreze producția aia foarte tare pe care am văzut-o acolo. E, uite asta, e experiența pe care trupă nu o are încă, și aici voi aveți să zic o, uh, o bilă neagră, nu aș spune e forțez nota, evident, pentru că nu cred că trupări caută experiența la Eurovision, dar uh, poate din experiența, din a înțelege ce înseamnă producția, nici eu nu știu ce înseamnă asta. E clar că trebuie să venim să vedem Intelligent Music Project, uh, dar uh, cum este pentru voi? Voi sunteți prieteni, vă știți de ceva timp? Ne știm de nu? ceva timp, da. Roni a lăudat foarte mulți instrumentiști bulgari. Roni, spunem te rog despre Trooper, ce părere ai? Vinde un Don't pic, say. vinde un pic evenimentul. Don't say... What should, what should I say? Uh, what do you think about what? Trooper? Um, uh, honestly, <laughs> no, of <laughs> course, of course. Sincer, no, da. I mean it's. I, mean, first of all, um, um, it's pretty clear that uh, we 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 uh, we couldn't Uh, it, it wouldn't be possible to make this show without Uh, Trooper. Mm -hmm. uh I moved to Romania almost three years ago already. Uh, and one of one of the first person that I met, it was Alin. He was very helpful with me uh, uh, doing some interviews. I remember, and then we developed this friendship. Um, and and when we when we were trying to play the show in, in Bucharest last year uh obviously, we can't on on Trooper, I think is a great band uh actually, he can tell that <laughs> once I asked because I work all over the world mm -hmm. with a lot of musicians with a lot of bands with different record labels, and I asked him why you don't sing in English and you go out of Romania. you know <laughs> it will be great because they have the level to do it o obviously, there is a personal decision there mm -hmm. to not to do it but and it's very respectful but uh but ei they are in the level of a European band and 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 that's great and and it's really sad that there is a lot of people in Europe that don't, they don't know Trooper and they are missing uh, very talented people. Ne-am cunoscut în urmă cu trei ani de zile. Într-adevăr, am fost unul dintre primii oameni de aici cu care am intrat <laughs> în contact și atunci am făcut eforturi de a merge cu Roni pe la câteva emisiuni și de a vorbi despre faptul că el este în România și că s-a mutat în România. Acum bag și eu de la mine, pentru că, după cum mai mai discutam, mi s-a părut incredibil că oamenii nu știu că el este aici în țară, știi, mm -hmm. că el a venit în România. Mie mi se pare un motiv de mândrie, pe bune, mi se pare un motiv de mândrie, pentru că atunci când am aflat că e în România, Balaurul chiar mi-a zis și că, bă, Până acum stăteai liniștit, ziceai că nu e niciunul care cântă pe aici, care nu știu ce, acum a venit Roni să te văd. Știi? Dar eu mă bucur de fiecare dată. Dar de ce e important asta? spune tu din prisma ta, din experiența ta de rocker, de ce este importantă prezența în România a lui Roni? Este importantă din foarte multe puncte de vedere. În primul rând, mi se pare că, uite, citeam astăzi un articol despre, despre Roni, pe un site de afară. Și scria acolo că uh, solistul Rainbow, care actualmente locuiește în România, uh -huh. mi se pare că un pic post, pune România pe hartă, efectiv, pentru că noi la capitolul rock, mă rog, au ieșit câteva trupe care s-au dus să cânte în niște festivaluri Afară, da. la ora 11 dimineața și um, total neinteresant, dacă mă întreb pe mine. Însă în momentul ăsta, un om care a cântat cu Richie Blackmore sau cu Adrian Vandenberg sau cu Michael Schenker Group sau cu atâția și atâția, Vorbim uh, de istorie aici. Da. Exact. Uh, momentul ăsta locuiește în România, știi? Pentru noi este și o reclamă, dacă vrei, și uh, în același timp mi se pare că crește așa cumva, adică nu știu eu, când cânt împreună cu Roni când cântăm în sala de repetiții sau undeva, nu știu eu, îmi doresc să cânt mai bine. Este o chestie motivantă în momentul în care vine un. Eu spun iarăși, nu mă ascund, n-am avut voce ca asta în România. Nu a locuit în România o voce așa. Și n-a călcat pe teritoriul ăsta. Și nu știu, mi se pare motivant, mi se pare habar n-am, pe mine cel puțin mă face să-mi doresc să, să fiu mai bun. Da, și asta puteți vedea pe 24 septembrie când Alin Dincă sărbătorește 42 de ani, cum s-a întâmplat, doamne, 24-42, la arenele romane, cu prietenii alături exact, cu Roni și cu uh, trupa, evident, uh, în care... Cu Intelligent Music Project. Uh, atât, dar și cu Balaurul și cu toți ceilalți și cu fanii. Uh, 20 de ani de la apariția primului disc trooper. Cifre de sigur pentru voi, pentru că altfel știm foarte bine, rocării nu îmbătrânesc. spune te rog, cum vezi tu asta, Alin, 20 de ani de la primul disc până mi acum? Mi se pare absolut incredibil, mi se pare șocant. Eu în interior mă simt tot de 20 de ani, nu înțeleg când s-au dus vremurile astea. În același timp sunt fericit să văd că piese ca Tarca Munții strigă dorința uh -huh. sau totul e fals. Au rămas cumva așa în paginile de istorie ale ale românesc. Și uh, am simțit că albumul ăsta uh, trebuie să, să primească concertul ăsta, al merită. Știi, este albumul care cumva pe noi ne-a pus pe harta rockului chiar atunci când a apărut. Dar după acest concert, nu-l lași și tu pe Ronnie să te ducă un pic prin Europa și să cânți Everything's Fake în, uh, nu știu, în Belgia, în Germania, poate în Germania ar fi frumos. Cred că există public pentru trupă acolo. Uh, probabil, am tot avut discuții despre plecarea afară Și despre posibile cântări afară Deci ne gândim uh, Nu, îți spun sincer că n-am fost niciodată uh, fan mersului în altă parte Mi se pare că nu poți să fii real, nu știu, nu pot să fii pe bune, nu, nu nu aș putea să mă duc să cânt cu un mesaj în limba engleză. E, deci mai ai de învățat lucruri de la Roni. Asta da, e părerea da, mea. Da. Ceea ce evident că nu e un lucru rău atâta timp cât trăim, învățăm. Um, bun, păi se pregătește Truper pentru concertul de la Arenele Romane din 24 septembrie. Știu da. că pentru acest moment ați făcut inclusiv un concurs pe platformele de socializare chemându-vă fanii să cânte cu voi, cumva, nu știu, cea da, mai bună da, da, voce da. să urce pe scenă și ați da. avut o surpriză. Da, au fost uh, două două chestii separate. În prima fază am făcut noi un concurs uh, și unul dintre câștigători, un câștigător va veni să cânte o piesă cu noi pe scenă cu trupăr uh -huh. uh, și mai avem un concurs prin care toți uh, cei care au un bilet valid în ziua concertului va fi o tombolă și uh, pot câștiga o chitară acustică wow, pe, chitară. Care, pe care am cântat noi. O să. Deci ce trebuie să fac? Trebuie să iau bilet? Și atât. De unde iau bilet? De pe .ro. Cât mă costă? Este simplu, 100 de lei 100? Ce mai este 100 de lei exact, astăzi? două pachete de țigări e, Poftim, lăsați-vă totuși <laughs> țigări, nu, nu, nu recomandăm așa ceva nu. Dar 100 de lei chiar nu este mult în condițiile în care vorbim de uh, Cuți artiști pe scenă? Deci Intelligent mult. Music Project sunt trei sunt formații, câți? suntem o grămadă De ce, apropo, că, că ai spus de trei formații În deschidere, Olympus Mons? Olympus Mons, da Ne-a plăcut mereu să promovăm trupe tinere Olympus Mons. Ai noștri sunt? Ai noștri sunt? Da. Au câștigat acum doi ani festivalul Posada, cântă okay. ceva total diferit de noi, cântă Doom Metal, Old School ca în anii 90. Ne bucurăm mult să avem alături pentru că am văzut în ei bucuria aia de a cânta, știi? Mm -hmm. caut, caut chestia asta, mi se pare că în România totul s-a transformat în business, știi? Și oamenii urcă pe scenă, cântă să-și ia banul și să plece, știi? La Olympus Mons am văzut au așa, nu știu, vibe-ul ăla de vor să vină acolo și să Pe care l-ați avut și voi, mă. Pe care l-avem. Încă. Așa e. Așa e, că de -aia spuneam că nu îmbătrâniți. Uh, ce altceva mai pregătiți voi pentru 24 septembrie ca să nu stați O să mai fie un moment frumos de tot. Înainte să coborâm de pe scenă, o să urcăm pe scenă ambele trupe și noi și uh, Intelligent Music Project și o să facem un jam session old school. Oh. Uh, o să cântăm... Uh, câteva piesulici pe care le cunosc toți oamenii. A, pentru fanii rock, clar, deci exact. ei le vor ști. Și, și, da, și o să facem ca în vremurile alea bune, când se urcau pe scenă Skid Row, Cinderella, Ozzy, Bon Jovi și cântau toți o piesă, știi, de se rupea stadionul în două. Asta o să facem și noi acum, fără repetiție înainte. Fără repetiție. Gem session am spus, gem session, session o să fie. Real gem session. Exact. Wow. Deci până și asta primim pentru, pentru un bilet uh, nu este mare lucru este un, uh, un efort minim pe care îl facem noi pentru un spectacol altfel pe care ni l propun iată, muzicienii atât de la Intelligent Music Project dar și Trooper uh, și pe final de de unde luăm biletele ca să am spus? Ia, ia bilet.ro acolo spus. sunt o grămadă de variante um, Balaurul spunea recent că primul disc Trooper este unul dintre cele mai bune de heavy metal din țara noastră Chiar da, așa? Da. Rămâne? Da. Eu credeam așa. că X, vorba aia, este și, ultimul. Și X, dar Trooper 1 are o încărcătură specială pentru noi, pentru că discul ăla, după cum am zis, ne-a pus pe hartă, în momentul în care a apărut Trooper 1, deși noi nu ne așteptam da, la. Dar cel mai mic, bun album de heavy metal din țara noastră. Da, deși noi nu ne așteptam la absolut nimic în momentul ăla, pentru că eram niște puștani, albumul ăla a ieșit discul anului în România, am câștigat lansarea anului, chitaristul anului, solistul anului, toboșarul anului <laughs> uh, și iată că după, după 20 de ani o piesă ca Tarca Munții a rămas un nimn. Știi, care se ascultă oriunde și indiferent că îți place trupări, că nu-ți place trupări, că mă suporți pe mine sau nu mă suporți, când auzi Tarca Munții, pe refren parcă îți pleacă piciorul un pic, știi? <laughs> Da, asta se va întâmpla. Pe 24 septembrie la Arenele Romane este un eveniment mare, mare și în același timp o sărbătoare pentru Alin Dincă, invitatul meu de astăzi, alături de Roni Romero în premieră pe scenă în România cu Intelligent Music Project. 24 septembrie, Arenele Romane, notați și mergeți de a luați un bilet pentru a-i cunoașteți și pentru a sărbători împreună cu ei uh, această, acest moment.